Monumentul eroilor, simbol al rușinii și degradării, se întâmplă în comuna de Vesel, acolo unde monumentul eroilor căzuți la datorie pentru întregirea neamului se află într-o stare deplorabilă. Buruienile și mizeria din zonă nu l-au împiedicat însă pe primar să se pozeze aici de ziua națională. Edilul a fost taxat însă de oameni pe rețelele de socializare. Monumentul eroilor din comuna de Vesel, aflat într-o stare avansată de degradare, năpădit de buruieni, fără a fi curățat, este promovat pe rețelele de socializare. Primarul comunei a ignorat imaginea devastatoare a monumentului distrus de trecerea timpului și s-a pozat cu coroana depusă aici cu ocazia Zilei Naționale a României. Edilul a fost taxat însă de oameni pe rețelele de socializare, unde au apărut zeci de mesaje prin intermediul cărora este criticat comportamentul edilului, care arată nepăsare și indolență față de acest moment și, evident, de locuitorii comunei. Mai bine mi-aș vedea de treabă, dar nu mă lasă inima. Domnul primar a depus în omagiu o coroană de flori într-un loc care nici măcar nu s-a obosit să dea cineva cu mătura, dar să mai și renoveze puțin, măcar așa, de sărbătoarea României. Rușine, domnule primar, o spun cu părere de rău, nu degeaba sunteți singur în poză. Nu ți este rușine, așa zisule primar, să te pozezi în fața monumentului eroilor unde trebuie să stai în genunchi ca respect, nu să te fălești cu nerealizările față de oameni. Ea spune acum, tot consilierii PNL nu te-au lăsat să tai iarba din fața monumentului. Ai făcut de râs și pe cei din PSD care mai credeau în Moș Crăciun. Vai de tine, vai de ei! Starea deplorabilă a monumentului eroilor din comuna de Vesel este cunoscută de ani buni, însă nu s-a făcut nimic în acest sens, chiar dacă au fost făcute numeroase sesizări.